21 de kilograme de salam expirat la o simigerie de pe strada Republicii. Marfa ieșită din termenul de valabilitate era depozitată în același loc cu cea conformă. Comisarii OPC bănuiesc că angajații foloseau în realizarea covrigilor pizzei și a celorlalte produse de panificație salamul expirat de 6 zile. Marfa a fost distrusă, iar agentul economic va fi sancționat cu amendă de până la 30.000 de lei. Comisarii de la Protecția Consumatorului au descins astăzi după masă la prima covrigărie de pe strada Republicii spre Piața Sfatului, unde au descoperit că angajații foloseau salam expirat în data de 17 iulie la prepararea produselor finite precum pizza, pateuri sau covrigi. Au fost verificați și cremvuștii și celelalte tipuri de salam. În timpul desfășurării controlului, angajații covrigăriei au continuat să-și vândă liniștiți produsele. Din păcate, situația din punctul meu de vedere este extrem de gravă, pentru că până în acest moment am găsit o cantitate extrem de importantă de materie primă care era folosită la produsele finite, care este expirată și care în momentul de față era pusă în vânzare brașovenilor. Pe lângă faptul că temperaturile din interiorul unității sunt cu mult peste limitele legale, iar elementele care intrau în contact cu produsele nu erau dezinfectate, nu a putut fi identificat nici termenul de valabilitate al aluatului. Totodată nu există nicio etichetare nici la materia din care se face aluatul, respectiv aluatul este făcut de probabil ceva timp și nu putem să identificăm data de valabilitate. Reprezentantul covrigăriei se scuză că întreaga cantitate de salam a fost primită astăzi de la unul din furnizorii săi și cum el nu era prezent în unitate, nu a verificat termenul de valabilitate. Pentru întreaga cantitate neconformă s-a dispus distrugerea. Agentul economic va fi sancționat cu o amendă care poate ajunge la 30.000 de lei și există posibilitatea ca activitatea unității să fie suspendată. Controlele OPC vor continua și în perioada următoare.